Foarte multă lume mă întreabă, Ionuț, cum scot banii pe care îi fac pe YouTube? În primul rând, trebuie să știm că pentru a face bani pe YouTube trebuie să fii monetizat, adică să fii aprobat în programul lor de parteneriat. Cum faci asta? În primul rând, trebuie să ai peste 1000 de abonați și peste 4000 de ore de vizualizare strânse în ultimul an. Ultimul an însemnând, din momentul în care ești, dai timpul înapoi cu 12 luni. Dacă ai 4000 de ore de vizualizare, 1000 de abonați, urmează apoi să fii aprobat sau nu în programul lor. Vei trece printr-o verificare de către niște persoane, asta e foarte important, deci nu poți să păcălești acest sistem, și apoi vei primi dreptul să monetizezi. După ce ai primit dreptul să monetizezi, trebuie să-ți faci AdSense. AdSense este un alt produs al celor de la Google, așa cum sunt și altele. Îți faci contul de AdSense, după ce ți-ai făcut contul de AdSense, trebuie să aștepți acasă un PIN, adică un număr format din mai multe cifre, îl vei primi într-un plic, de aceea e foarte important să treci adresa exactă acolo când îți faci contul de AdSense. Contul de AdSense se face destul de simplu, așa că nu mai trece prin asta. Hai să vedem exact după ce ai primit acest PIN, după ce ți-ai verificat contul, cum introduci metoda de plată, pentru că asta e foarte important, cum primești banii efectiv după ce ai făcut suma minimă. De obicei, suma minimă este fie 70 de euro, fie 100 de dolari, în funcție de cum ți-ai setat tu. După aia poți să intri să setezi această sumă minimă să fie mai mare de 70 de euro. Dar deocamdată asta va fi suma minimă. Până acum ei se puteau primi bani și prin Western Union, în acest moment se poate printr-un cont bancar. Adică trebuie să introduci un card, un cont unde să-ți bage banii când se strâng sumele acelea. Hai să vedem exact cum se adaugă o metodă de plată corectă. Intrați în AdSense după ce ați introdus și PIN-ul și ați verificat că acela sunteți dumneavoastră. Intrați la AdSense, la plăți, aveți aici metoda de plată. Adaug un cont bancar, foarte important, titularul contului bancar, IBAN-ul, din nou, IBAN-ul găsiți în contul vostru bancar, exact acea înșiruire de cifre și litere care să permită băncii să identifice că acela e contul vostru și o să vă ceară codul SWIFT. Da? Ăsta îl găsim, căutăm pe Google în funcție de banca unde sunteți, destul de simplu, ING SWIFT. Swift ING România și vă spune undeva aici care este Swift sau BCR sau Transilvania. Setați ca metodă de principală de plată, salvați și în felul acesta vi s-a adăugat o metodă de plată. Din câte știu eu, prima dată când vă introduceți un cod bancar, eu deja aveam un alt cont la un moment dat și l-am eliminat doar ca să vă arăt cum se face, dar prima dată, din câte știu, ca să vă verifice că sunteți o persoană adevărată și nu sunteți PAM sau mai știu eu ce, vi se va lua o sumă foarte, foarte mică din cont. Nu știu dacă mai există așa ceva, știu că acum câteva luni de zile îmi spuneau persoane care au făcut că li s-a luat o sumă foarte mică din cont, de ordinul a câțiva bani, ca să se confirme că acela este un cont real. Deja AdSense are încredere în mine, așa că am făcut fără nicio problemă acest mod de a adăuga o metodă de plată. Dacă mai vreți să mai adăugați și altele, bineînțeles, se pot adăuga la fel. Alte conturi bancare, ce am văzut aici pentru cec, la fel puteți să adăugați pentru cecul care urmează să-l primiți. Nu vă sfătuiesc să folosiți astfel de metodă. Cea mai bună este metoda cu contul bancar. Dacă nu aveți nimic de ascuns, atunci nu va fi nicio problemă. Dacă nu știi, există un impozit care se plătește direct către americani pe vizualizările făcute de la ei. Trebuie să completezi un formular special. Dacă nu știi despre ce este vorba, am un videoclip în partea stângă despre asta. Ne vedem acolo.